senza. Acum la vânătoare. Dansează cât mai poți, gardiano, pentru că petrecerea se va termina curând. Domnișoara Entuziasm, cine ești tu și ce ai făcut cu fica mea? Este ultima zi de școală. O jumătate de zi de școală și apoi libertate totală. Nu te grăbi. Nu ești liberă atâta timp cât există acel coș. Mamă, în seara asta este petrecerea de adio a doamnei Rudolf. Trebuie să ajut colegii să decoreze sala de gimnastică. Îți spăr arul fără mâine. Așa ai spus și acum 3 zile. Uite cu ce mă îmbrac. Wow! Vance Michael Jackson! Nu știam că ești o admiratoare. Amuzant. Rufele le speli astăzi, altfel nu te duci la petrecere diseară. Deci nu poți să ajut la decorarea sălii. Oh, te rog! Dacă vrei să vii la bal, trebuie să ajut la pregătit. Am petrecut mult timp desenând decorațiunile. Nu putem renunța la tine pentru o grămadă de lenjerie murdară. Pe de altă parte, când tu nu ești prin preajmă, Cornelia face într-adevăr pe șefa. Tot timpul mă acuz de asta. Ce? Am spus să nu-ți mai perii părul, Cornelia. Pierzi celule din creier. Te rog, Will. Fără tine nu pot garanta nicio supraviețuitoare. Voi găsi o cale de rezolvare. Porlața. Salut! Salut! În mod normal nu aș face niciodată acest lucru, dar doamna Rudolf nu este numai profesoara noastră. Ea este într-adevăr Galgherita din Meridian și ea nu se retrage doar, ci se mută înapoi pe o altă planetă. Deci aceasta este o ocazie destul de deosebită și... Salut! De ce îi spun eu toate acestea unei astral știi tu ce? Aici, te rog! Deci, încă o dată, niciodată nu se amestecă. Irma cu Cornelia? Bine, este timpul pentru planul B. Doamnelor, prietena mea nu mai spăla trufe niciodată. Săracul, săracul copil. Serios, ați putea să-i explicați cum, mă rog? Vom repartiza la ceva ușor. Ar trebui să fie suficienți banii. Dacă intră cineva, fixează-ți pur și simplu capul în aceasta. Mă voi întoarce să te resorb în interiorul inimii după ce voi termina la școală. Și adu-ți aminte, nu vorbi cu nimeni. Will, îți mulțumesc că mi-ai dat așa o ocazie de aur. Mulțumesc. Bună ziua. Salut. Oh, stai. Ei bine, nu suntem aproape naturale. Totuși naturalul nu se compară cu viul. Quintesența. Nu mai ești o picătură astrală. Nu mai ești o sclavă fără suflet a celei ce poartă inima din Candrakar. Tu ești acum o ființă simțind diferit, cu toate amintirile, emoțiile lui Will și puterile ei. Oh, trăiesc, simt. Sunt speriată. Minunat, nu-i așa? Să fii într-adevăr vie și nu doar o umbră tristă.
Stai, îmi amintesc de tine, ești femeia bătrână din coșmarul meu. Acela a fost coșmarul lui Will. Nu trebuie să fie al tău. Eu ți-am dat viață. Sunt prietena ta. Să ții minte acest lucru. Alo, hainele astea nu se spală singure. O, aș vrea eu. Atunci aș putea să mă retrag la spălătoria aceea automată din Florida. Wow, primul meu râs adevărat. Mă simt bine. Hei, Sharko, am un singur ciclu de clădire. Așa este, simte viața. În felul acela vei avea ceva de pierdut și ceva pentru care să lupți. Nu-mi vine să cred că te muți definitiv cu adevărat. Promitem că te vei întoarce în vizită. Cât de curând posibil. Și ne vom întâlni diseară la petrecere. Știu, dar tu ești regina Meridianului. Nu poți petrece jumătate din timp comutându-te într-o altă lume pentru orele de școală. Nu era doar școala, era un mod de viață și îmi va fi dor de el. Privește lucrurile în felul următor. Nu va mai trebui niciodată să deschizi vreo carte de matematică. Dar fi așa, Galgeita a spus că va fi profesoara mea în Meridian. Hei, dacă îmi dă prea multe teme, pot să o arunc în închisoare? Ia uite, ne-au mai rămas doar 9999. Bine, nu poți avea niciodată destule baloane. Nu, nu poți avea niciodată suficienți pantofi. Baloanele pot fi uneori prea multe. Nu știu cum vor termina toate acestea la timp. N-ar fi fost mult mai ușor ca gardiene. Imposibil. Nu ne-am putea folosi puterile pentru ceva atât de trivial ca podobirea. Și nu putem risca a fi prinse. Bine, dar fără baloane în plus. Încep să amețesc. Amețeală, capul în nori, care este diferența? Mare! Iese spuma din fiecare supapă. Știu, frumos, nu-i așa? Va avea nevoie de monede suplimentare dacă te aștept să le usuc pe toate astea. Să spui când? Plin? Hei, știi ceva? E foame! Hei, unde te duci? Să mănânc! Wow! Foame, ce concept! E imposibil! Și trebuie să mă duc acasă să mă schimb! Uită-te la mine, am pete de transpirație! E adevărat că transpirăm aici! Poate că ar trebui să uităm pur și simplu de decorațiuni. Nu uităm de decorațiuni! Ele reprezintă fire de memorie care ne conectează cu Galgeita, indiferent unde baloanele vieții o duc. Bine, asta e. Will, mai bine ne-ai lăsat să ne folosim aripile înainte ca firele lui Haylin să fie sfâșiate de mine. Ai înțeles? De câte ori trebuie eu să... Haide, nu ți-ai folosit niciodată puterile pentru altceva în afară de lupta cu răul? Ce? Ai creat o picătură astrală! Pentru spălătorie! Spălătoria este un fel de rău? Nu spune, te rog! Cred că Will s-a răzgândit. La urma urmelor, nu vrea să întârzie ducându-se înapoi la spălătorie, nu-i așa? Bine, bine. Da, de data asta. Să vedem cum arată sala de gimnastică. După dumneavoastră, doamnă Rudolf. Adria, te simți bine? Este doar faptul că îmi dau seama că plec. Nu pot să văd acest lucru acum și crede-mă, nici tu nu poți. Hei, unde este prietena mea? Cine știe? Cui pasă, aproape că ne-a necat. Trebuie să o găsesc. A zis unde se duce? A spus doar că e foame. Nu eu. Nu am înghițit atâta balsam de rufe în viața mea. Deși ea apreciază poftă de mâncare sănătoasă, poate că domnișoara ar trebui să încetinească înainte ca unul dintre noi să se îmbolnăvească. Nu mă pot abține, mâncarea are gust bun. Mama, ce bine pare să te văd! Și eu, draga mea, eu, stai un pic. Dacă tu crezi că scap de îndatorirea de a spăla... Nu, e o prostie, am spălat rufe toată ziua. Este bine, cred că te poți duce la petrecere. Petrecerea? Hei, și tu trebuie să vii. Vrei să vin la o petrecere
Unde m-ar putea vedea prietenii tăi? Te pot prezenta. Bine, atunci mă voi duce să mă schimb. Rămâi cu tricou, arată super. Adevărat? Mulțumesc. Să fiu fie este lucrul cel mai bun care mi s-a întâmplat vreodată. Mă întreb dacă se va simți la fel când murătura atinge untul de arahine. Știi? N-am mai folosit până acum o scară de incendiu. Dacă ești în căutarea unui sac fără fund, a mâncat tot și a plecat. Oh, minunat! Draga mea, ce părere ai despre aceasta? Mă străduiesc prea tare? Pentru ce anume? Ai dreptate, nu are importanță. Câteodată ești atât de minunată. Mersi. Îmi place cum ești tu cea nouă. Mă voi duce să-mi împrospătez machiajul. Iar eu să mă găsesc pe mine cea nouă. Wow! Te distrezi, draga mea. Sper doar să nu te atașezi prea mult de această viață. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, natural. Atunci când Will te va găsi, te va absorbi în inimă, sfârșind astfel existența ta. Cu excepția cazului în care ai înlocui eu pe Will în mod permanent. Hei, ți-am spus să speli rufele și să mă aștepți. Cât de greu a fost? Să faci cum îți spun eu. Nu ar fi trebuit să te crezi în primul rând. Nu! Hei, picăturile astrale nu au putere. Will! Cornelia, Irma, salut! Dacă nu ai terminat încă de spălat, îți fac eu treaba. Eu... Prea târziu începe petrecerea. Îți plac într-adevăr decorațiunile? Da, Aileen, sunt minunate. Cred totuși că ar fi trebuit să folosim mai multe baloane. N-are nicio importanță, draga mea. Ești sigură că nu-ți pare rău că plec în Meridian? Îmi place, dar planeta ta are nevoie de tine. De altfel, am învățat să nu fac griji pentru lucrurile mărunte. Cum ar fi pe ce planetă te afli? Vino către mașina de dansat. Wow, prea fierbinte, nu vrea atropăi. No, bine, bine, voi dansa cu tine, dar nu mai face acest lucru. Matt și Nigel cântă bine, nu-i așa? Uimitor. Aceasta este cea mai frumoasă petrecere la care am fost. Unde ai fost? Am așteptat jumătate de oră. Am avut treabă. Ce cauți aici? Will, dacă nu ai vrut să vin, de ce m-ai invitat? Nu, vreau în mod sigur să fie aici. Cine nu ar dori să fie la aceeași petrecere ca și mama lor? Mi-am închipuit că ești deja înăuntru, deci, da, distracție plăcută. Este ca și cum aș avea două fiice, Will și sora ei vitregă cearea. Wow, era înflăcărat acolo sus, aproape la fel de bună ca mine, yeah! Poftim! Pe scenă! Nu mi-am închipuit ce talente ascunse ai. Oh, bine, cred că există un început pentru toate, scuzați-mă. Îmi place punch-ul. Da, ai mai spus asta. Wow! Câte din astea ai de gând să bei? De ce? Câte am băut? Nu știu, cam o duzină. Oh, toaleta! Oh, Doamne! Acela este un coș pe față? Ai uitat ceva? Lasă-mă să ghicesc. A fost aici înăuntru, e așa? Da? Este doar ciocolată. Bine, ce se întâmplă aici? Da, acționez foarte ciudat. Și ești... parcă peste tot. Spune odată. A, nu. Da, am creat o picătură astrală ca să spele rufe și a fugit.
cred că este aici. Sunt șocată. Șocată să aflu că ți-ai folosit puterile tale pentru ceva atât de trivial cum este spălatul rufelor. Spălatul rufelor poate fi rău. Nu contează. Puteți să vă abțineți să mă torturați până când o prindem și o absorbim? Poate doar de data aceasta. Să ne împrăștiem! Nu se poate ascunde de noi toate! De ce nu dispari? Eu nu sunt o picătură astrală. Și tu plângi? Picăturile astrale nu pot plânge. Eu nu sunt o picătură astrală. Nu stați acolo pur și simplu, ajutați-mă. Da, puneți mâna pe ea. Pe care? Wow, de când au puteri picăturile astrale? Acest lucru va dovedi cine este fiecare. Gardiană, uniți-vă! Inima! Apă! Foc! Pământ! Aer! În regulă, asta nu e bine. Eu vă rog! Nu păcălești pe nimeni, fată clonă! Știe cineva care Will face parte din Witch? Cred că Will e în partea stângă. Care stânga? Eu sunt o altă față acum. De ce mă uituiți așa? De ce? Ce este o altă față? N-am idee! Liniște, încerc să țin urma! Nu, Caleb, sunt eu! Ups, ha? Scuză-mă, Will! Nu, Caleb, eu sunt eu! Ca și cum fetele n-ar fi destul de greu de înțeles și într-un singur exemplar. Uite, imitație, tu ești cea care atacă aici. Pentru că vrei să mă distrugi. Vreau doar să te absorb înapoi în inimă, acolo unde aparții. Nu ar trebui să-ți pese. Picăturile nu simt nimic. Nu sunt o picătură, sunt vie. Am puterile noastre, amintirile noastre. Femeia bătrână a spus că aș putea să te înlocuiesc. A spus că eu sunt tu. Ce-ar fi să le dobărâm pe amândouă și să le sortăm mai târziu? Stai! Se duc undeva? Care femeie bătrână? Cea care m-a transformat, cea care m-a atenționat, cea care... Din visele tale de coșmar! Sushi. Stai, ea spune că este vie și o cred. O picătură nu ar putea face toate astea. Fără a menționa că a băut tot punciul. Will a încercat să te distrugă. Ea a crezut că eu încercam să o distrug. Și numai pentru faptul că vrăjitoarea din visele noastre a păcălit-o. Dar nu aș putea niciodată să-i fac rău unei alte ființe vii. Minți! Vrei să-ți dovedesc? Gardiene, dați-i drumul, este în regulă. Ea este parte din mine, va face ceea ce trebuie. Nu, încă mai vrei să mă absorbi înapoi în inimă, înapoi în uitare. Dacă tu ești într-adevăr eu, știi că nu voi face acest lucru. Te cred. Bineînțeles, suntem de fapt surori. Dezgustător. Totuși, este vina mea că am pariat pe ceva ieftin. Tot ce trebuia să fac era să înlocuiesc încet gardiana. Dar nu, ar trebui de asemenea să profit de agitație. Ei bine, a fost exasperant de eroic. Ia este! Prinde-te-o! Mi-ai salvat viața atunci când tot ceea ce doreai era să trăiești. Așa fac surorile, nu-i așa? Will, ea dispare. Știu, dar ce pot ei? Doar dacă trebuie să o absorb.
nu în inimă, ci în mine. Doar dacă tu spui da, atunci toate gândurile tale, sentimentele, amintirile, totul vor continua să trăiască în mine. Înăuntrul meu. Mi-ar plăcea. Ai uitat că ai promis să speli aceste rufe? Nu știu. Ai uitat că ai promis să nu te mai întâlnești cu profesorul meu? Will, eu... Întâlnire? Bine. Întâlnire cu profesorul? Neplăcut, dar de asemenea bine. Să mă minți în legătură cu acest lucru în timp ce îmi predicai despre responsabilitate neprețuită.